mâncam în casă, în curtea mea. Era ziua lui băiatul meu și a venit Cristian Ion peste mine să mă omoară în casă. Că de ce dăm muzica tare? Că de ce facem pareanghierii? Că de ce dansăm? Că de ce cutorică? Bă, de ce e omule cu noi? Stăm în curtea noastră. Cu cazmale, cu petre, cu topoare, cu săbii, cu de toate, toată familia lor. Eu sunt, eu fata mea, băiatul meu și bărbatul meu. Aveau! L-au ascuns! Potrivit presupuselor victime, scandalul ar fi izbucnit de la volumul prea ridicat al muzicii. Oamenii s-au trezit în curte cu vecinii, înarmați și hotărâți să pună punct petrecerii. Aceștia au chemat ambulanța după ce o femeie ar fi fost împușcată în mână. Medicii sosiți la intervenție au constatat că rana nu fusese provocată de glonți, ci cel mai probabil de o bâtă. Nimeni nu a mers la spital, dar au ajuns la audieri. Când se părea că scandalul s-a încheiat, între cele două clanuri s-au încins din nou spiritele și mai violent de această dată. L-am întors de la poliție, era domnul Sultan. Am venit cu mașina, frumos. Am coborât să mă intre în casă. Ei m-au așteptat și m-au omorât în stradă de aici. Cu ce v-au așteptat? Cu bute, cu cuțit, ce avea în mână. Ei m-au luat din mașină, m-a bătut, m-a târât pe jos. A ieșit cu topoare, a ieșit cu sapă, a ieșit cu... Ce aveau în mână acolo? A aruncat cu pietre, noi ne-a tăvălit. Pentru a ține situația sub control, au intervenit trupele Diaz. Persoanele implicate în scandal au fost duse la poliție pentru audieri, iar certăreții au fost amendați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Oamenii legii au întocmit și un dosar pentru vătămare corporală.